uite acolo. E ca și Iris. Se pare că șoferul autoturismului Opel, care circula dinspre Bulevardul Unirii înspre Bulevardul Primul Traian, și a ajuns la trecerea pentru pieton marcată și semnalizată cu dreptul imobil 45 ani, nu acordă prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversare, cu cauze care îl stupine și accidentează. Victima a fost transportată la spital pentru investigație. Nu punem mai departe pentru să fie conștientat. Ce s-a întâmplat? Am venit cu mașina în spatele un altor două vehicule și a trecut vehicule. După ce am apropiat de trecerea de pietoni, a venit un băiat în fugă spre trecere și a venit la un lovit pe partea dreaptă cu oglinda și cu aripa. N-ai mai apucat să leviți? Nu am mai apucat să leviți, dar a venit și el în fugă. Eu eram deja pe trecerea de pietoni și așa a fost. Am fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier. Ajuns la fața locului, am găsit un pieton în vârstă de 32 cu un traumatism la nivelul membrelor inferioare și superioare. Pacientul a fost transportat la OPU pentru mai multe investigații.